Președinte, domnule primar, stimați colegi cetățeni, astăzi în municipiul Soroca are o acțiune fără precedent, inclusiv și pentru raionul Soroca, odată cu redeschiderea oficială sectorului de poliție numărul 1. Acțiune care face parte dintre cele 200 de acțiuni care stau în bază strategiei dezvoltarea poliției 2016-2020, aprobată la data de 12 mai 2016. Aceste acțiuni care stau la baza 5 luni de bază strategiei dezvoltare a poliției, cum ar fi combaterea criminalității organizate și transfrontaliere, diminuarea corupției, asigurarea ordinii de drept și a drepturilor omului în activitatea poliției, renovarea sectoarelor de poliție. Astăzi asistăm la acest frumos eveniment. Datorită suportului șefului Poliției Naționale, avem o deosebită plăcere să vă invităm să vă familiarizați cu aceste condiții optime pentru angajații noștri să activeze. Ca la urmă să avem niște oferirea unor servicii de calitate cetățenilor, de a găsi soluțiile la nevoile cetățenilor, să fie mai aproape de cetățeni. Prin astfel de acțiuni se au venirea de a apropia poliția față de cetățeni și ca la urmă cetățenii să aibă o încredere mai sporită față de poliție. Domnule șef al Poliției Naționale, pe lângă redeschiderea sectorului